Regele cioc de sturz A fost odată un rege care avea o fată atât de frumoasă încât frumusețea sa era întrecută numai de mândrie. Fata se ținea atât de mândră încât nu voia să se mărite cu niciunul dintre cei care îi ceruse rămână. Niciun prinț nu îi se părea suficient de bun pentru ea, așa că îi refuză pe toți făcând glume pe seama lor. Într-o zi, regele ținu un mare ospăț la care invitase din toate regatele toți tinerii aflați la vârsta însurătorii. Mulți se strânseră la curte în acea zi, căci pentru ei frumusețea prințesei întrecea mândria sa. Regele îi așeză pe toți după rang. În față regii și prinții, apoi conții și baronii, iar în spate nobilii mai mici. După o rânduire a pețitorilor, tobele de la curtea regală începură să bată. Porțile palatului se deschiseră, iar prințesa cea mândră a părut surzătoare în toată splendoarea sa. Trecu pe lângă fiecare pețitor, oprindu-se și măsurându-l din cap până în picioare. De fiecare dată avea însă câte o nemulțumire. Unul era gras ca un butoi, altul slab ca o scândură. Unul era mic cât un purice, altul alb ca varul. Unul avea părul ca un cuib de barză, altul era cocoșat ca o cămilă. Prințesa avea ceva urât de spus despre toți, dar cel mai mult râse de un tânăr rege care avea bărbia un pic cam strâmbă. Ia priviți! zise iaba jocoritor. Are o bărbie ca un cioc de sturs. De atunci, bietul rege se pricopsi cu porec la cioc de sturs. Înfuriat de neobrăzarea fiicei sale, care îi bat jocorea pe toți pețitorii, bătrânul rege dădu poruncă să se încheie ospățul și trimise toți oaspeții la casele lor. Apoi își chemă fica înaintea sa și îi spuse cu mânie. Ca pedeapsă pentru mândria ta, îți poruncesc să te măriți cu primul om care va sosi la porțile palatului, oricine ar fi el. Prințesa nu-l luă în serios pe bătrânul său tată și nu-l crezu în stare să o dea chiar pe mâna oricui. Își văzut de viața sa liniștită și nu mai pierdu nicio clipă gândindu-se la vorbele regelui o mai apuca din când în când râsul la amintirea chipului vreunui pețitor deznădăjduit, dar în rest uitase de acea seară și de făgăduința amenințătoare a tatălui său. Într-o zi, sub fereastra prințesei, începu să cânte un muzicant, care spera să primească de pomană măcar un colț de pâine. Din sala tronului regele auzi melodia și trimise un slujitor să vadă ce se întâmplă. Când află că un menestrel cânta sub fereastra ficei sale, porunci să-l aduciți la mine. Străjerii palatului îl aduseră în sala tronului. Muzicantul era murdar din cap până în picioare. Părul și barba de mult nu-i mai fusese rătunse, iar hainele pe care le purta arătau ca niște zdrențe. Regele îl făcu să aștepte până sosi și prințesa, care se așeza alături de tatăl ei. La semnul său, menestrelul început să cânte cu multă pricepere. Apoi făcu o plecăciune și ceru un mic dar. Pentru că ai cântat atât de frumos, vei fi răsplătit așa cum se cuvine, spuse regele. Ți-o dau de soție pe fica mea uluită, prințesa a început să plângă de tremura cămașa pe ea, dar toate lacrimile ei nu reușiră să-l înduplece pe rege. Mă voi ține de cuvânt, grăi el. Dacă niciun pețitor de rang înalt nu a fost destul de bun pentru tine, acum să faci bine și să-l iei de bărbat pe menestrel. În zadar se rugă prințesa să fie iertată, căci voința regelui era de neclintit. În cele din urmă, fata se văzu nevoită să se mărite chiar atunci cu muzicantul. După ce i văzu cununați, regele îi spuse fiicei sale. Nu poți să țin un menestrel la curte, așa că iați toate lucrurile și du-te cu soțul tău, căci de acum trebuie să-l urmezi oriunde s-ar duce. Muzicantul ieși de la curte ținând-o de mână pe prințes. Însă la poartă nu-i aștepta o caleașcă frumoasă, așa cum sperase fica regelui. Cei doi umblară pe jos timp de șapte zile și șapte nopți, până ajunser într-o pădure deasă. Când se adânciră mai mult în codru, prințesa întrebă, A cui este această pădure minunată? este a regelui cioc de sturz, răspunse muzicantul. Vezi, dacă te-ai fi măritat cu el, acum ar fi fost și pădurea ta. Ce nenorocire pe capul meu, se văită fata. Pe el trebuia să-l aleg să-mi fie soț. Mai merseră ei ce mai merseră, până ajunseră pe o pajiște întinsă și verde. A cui este această pajiște frumoasă? Tot a regelui Cioc de Sturz. Dacă l-ai fi ales pe el, acum ar fi fost și a ta. Întristată, prințesa zise din nou: Ce nenorocire pe capul meu, pe el trebuia să-l aleg să-mi fie soț. Aceeași poveste și când ajunseră într-un oraș mare și prosper. Al cui este acest oraș încântător? Regele Cioc de Sturze se aici. Dacă l-ai fi ales pe el, acum ar fi fost și orașul tău. Prințesa abia se abținut să nu izbucnească în plâns. Oftând, ea a zise iarăși. Ce nenorocire pe capul meu! Pe el trebuia să-l aleg să-mi fie soț. Muzicantul se săturase deja de văicărerile prințesei și se răsti la ea, întrebând o cu asprime. Ce fel de soție ești tu?" dacă spui mereu că ți-ai fi dorit al bărbat. Nu sunt destul de bun pentru tine. Prințesa se înfricoșa atât de tare, încât nu mai scoase o vorbă tot restul drumului. Abia când ajunseră în dreptul unui bordei, mic și sărăcăcios, îndrăzni să întrebe. Vai, dar a cui e cocioaba asta? Nici n-aș putea sta în picioare în ea. Aceasta este casa mea, iar acum e și a ta, răspunse muzicantul. Aici vom locui de acum înainte. Prințesa trebuie să se aplece ca să intre pe ușa bordeiului. Unde ți sunt servitorii? Întrebă ea. Nu am, răspunse muzicantul. Dacă vrei ceva, trebuie să pui mâna și să faci de una singur. Acum aprinde focul și gătește-mi cina, căci sunt lihnit după o zi atât de lungă dar fata regelui nu avea de unde să știe cum se face focul sau cina. Ca să nu rămână flămând, muzicantul o ajută să pregătească o mâncare sărăcăcioasă. La scurt timp după aceea, cei doi se duseră la culcare, însă nu apucară să doarmă prea mult. Menestrelul își trezi soția cu noaptea în cap și îi porunci să se ridice. Doar nu crezi că o să te lasă zaci în pat până la prânz," Ai mult de trebăluit prin gospodărie. Trebuie să faci curat, să gătești prânzul, să tai lemne. Când ai terminat cu toate astea, poți să te apuci de plivit în grădina dezarzavat, zarzavat, că s-a umplut de buruieni. Cu chiu cu prințesa se frică la ochi și reuși să se trezească. Se apucă de mătura și de curățat cartofi, apoi tăie lemne de foc cum putu mai bine, iar în cele din urmă se apucă de plivit prin grădină. Era atât de tristă, încât din ochii ei curgea câte o lacrimă de fiecare dată când dădea cu săpăliga în pământ. Mâinile ei fine se umplură iute de bătături, iar picioarele ei albe se pârjoliră pe pământul fierbinte. Spatele o durea îngrozitor, dar nu mai tare decât inima. Ce nenorocire pe capul meu!" suspina într-una prințesa. Ce bine ar fi fost să-l aleg ca sos pe regele cioc de sturs! Cei doi trăiri așa o vreme, până când toată mâncarea din casă se termină. Atunci muzicantul zise, Nu putem să mâncăm fără să muncim, așa că trebuie să te apuci și tu de lucru. Mă gândeam că ai putea să împletești coșuri. La scurt timp, menestrelul tăie câteva nuiele și le-a acasă fata a să împletească. Dar cu cât se străduia mai mult, cu atât se rănea mai tare în nuiele. Când muzicantul nu se mai îndură să o vadă sângerând, îi spuse. Văd că împletitul nu prea ți se potrivește. Poate te descuși mai bine la tors. Prințesa încercă să toarcă, dar se înțepă curând în fus și degetele începură iarăși să-i sângereze neîndemânarea sa în furie pe muzicant. Ce femeie bună de nimic am luat de nevastă!" zise el. Nimic nu știi să faci. Ești o povară pe capul meu. Mai bine ajută-mă la negustorie și vină la piață să vin zoale și ulcioare." Inima sărmanei prințese stătu locului o clipă. Să vândă oale și ulcioare la o tarabă din piață în văzul tuturor?" dacă ar fi zărit-o vreun supus de la curtea tatălui său. Cât de umilitor ar fi fost să se afle ce s ales de ea. Vai, dacă ar fi putut da timpul înapoi ca să nu fi fost atât de mândră. Dar în adâncul sufletului știa că nu mai poate să-și schimbe soarta și că nu are rost să viseze cu ochii deschiși. Prințesa se trezi la revărsatul zorilor și se duse la piață unde înșiră pe tarabă toate vasele de vânzare. Sfioasă la început, prințesa și făcu însă în apoi curaj și începu să strige. Oale și ulcioare, veniți și cumpărați cele mai bune vase din lut! Negustoria a început să meargă bine, iar oalele și ulcioarele se vindeau ca pâinea caldă. Văzând cât de frumoasă era cea care stătea la tarabă, se întâmpla ca oamenii să nici nu întrebe de preț sau chiar să-i dea banii fără să ia vreun vas. că și cine se mai uita la bani când vedea ce frumoasă era prințesa? Până la sfințit, fata a reușit să vândă toată marfa și se întoarse acasă cu o traistă plină cu galbe. Reușiră să trăiască o vreme cu banii câștigați, iar apoi muzicantul făcu rost de alte vase de lut. Prințesa se duse iarăși la piață și își înșiră marfa pe o tarabă de la marginea târgului. Oale și ulcioare, începuia să strige, veniți și cumpărați cele mai bune vase din lut. În apropiere, un oștean amețit de băutură nu-și struni bine calul. Bietul animal se izbi de tarabă, dărâmă toate vasele, le călcăm picioare și le sparse. Prințesa a început să plângă. Vai, oare ce va spune acum soțul meu? Ce nenorocire pe mine! În zadar încercară oamenii să o potolească. Sărmana fată nu putu fi nici cum mângâiată. Se ridică și porni de grabă spre casă. Iar când ajunse, îi povesti pățania soțului său. Nu mă pot încrede în tine nici măcar cu niște vase de lut!" strigă el cum să-ți așezi taraba cu marfă la marginea pieței, când pe acolo trece atâta lume? Văd că ești o netrebnică, așa că am găsit altceva pentru tine. Am fost la palatul regelui să văd dacă nu au nevoie de o slujnică. Ce bine că vor o mână de ajutor la bucătărie și te primesc acolo! Prințesa începu astfel să muncească la bucătăria palatului, aflându-se mereu la cheremul bucătăresei se pricopsise cu cele mai neplăcute sarcini și nu găsea o clipă de odihnă de dimineață până seara. Nu era plătită cu bani, dar îi se îngăduia să ducă acasă resturi de mâncare rămase de la o spețele regale, pe care nici măcar servitorii nu le voiau. Într-o zi, prințesa plecă să aducă apă de la fântână. Când să ridice gălețile, auzi niște tobe bătând deși ar fi trebuit să se grăbească înapoi la bucătărie, își dori să vadă ce urma să se întâmple. Pândind de după zidul de piatră al palatului, auzi crainicul vestind un ospăț mare la care regele avea să-și aleagă soția. Dacă n-aș fi fost atât de mândră, și eu aș fi fost invitată, se gândi prințesa cu mâhnire. După aceea se întoarse la fântână, loc gălețile și se întoarse la bucătărie, unde era mare învălmășeală încă de dimineață. Jumuli găinile, spălă și curăță cele de tribuință pentru o spăs, apoi făcu ordine. Când își termină treaba, bucătărea sau o lăsă să plece acasă. Dar înainte să se întoarcă în bordeiul muzicantului, prințesa vrut să vadă ce se întâmplă în palat. Furișindu-se după o perdea, privi măreția sălii de bal, și se minună de veșmintele aleste și bijuteriile scânteitoare ale invitaților. Totul îi se păru minunat, dar cu toate că era fica unui rege, ei nu îi era permis să se bucure de toate aceste lucruri. Slujitorii care serveau invitații cu bunăcate delicioase îi dă și ei câteva resturi. Prințesa le puse iute parte pentru a le duce soțului său. Când ospățul se sfârși, răsunară trompetele, și se deschiseră ușile de aur ale unei încăpere a palatului. Regele pășit din odaia s-a îmbrăcat în veșminte numai din mătase fină și catifea cu sută cu aur, lăsând invitații cu gura căscată. Toate privirile erau îndreptate spre el, iar regele se duse țintă la frumoasa fată care ajuta la bucătărie. Se opri lângă ea și făcu o plecăciune. Dă-mi mâna, te rog!" îi zise el. Aș dori să-mi acorzi primul dans. Se auzi începutul unei melodii, dar prințesa se îngrozi când îl recunoscu pe regele cioc de sturs, cel de care își bătuse joc odinioară Se rușina atât de tare, încă și-ar fi dorit să o înghită pământul. Biata fată, țipă și o lola sănătoasa, dar regele o ajunse din urmă și o aduse înapoi. Dar cum intrară în sala de bal, din buzunarul fetei căzură resturile de mâncare pe care îi le dăduseră slujitorii. Muzica se opri și toți invitații zbucniră în hohote de râs. Ia te uită ce aveam buzunar!" se auzi un glas jocoritor. Prințesa se simți copleșită de rușine și ar fi dat orice să se afle oriunde altundeva, dar la un semn al regelui râsetele încetar. Liniștește-te, draga mea soție, îi spuse el ținând o în brațe. Eu sunt muzicantul cu care trăiești în bordeiul sărăcăcios și tot eu am fost oșteanul care ți-a spar vasele de lut. Pe toate le-am făcut pentru binele tău să te vindec de prosteasca ta mândrie. Vai de mine, zise prințesa plângând în hohote, te-am judecat greșit și nu sunt demnă de tine. E adevărat că ai greșit, dar acum a sosit vremea să ne împăcăm, căci ai învățat cum stau lucrurile. Nu mai fi tristă. Această zi de sărbătoare este pentru tine, căci te-am ales să fii soția mea. Hai să sărbătorim adevărata noastră nuntă. Slusnicele de la palat intrară și o pe prințesă în cea mai frumoasă rochie. Când i se puse vălul pe cap, sosiră tatăl ei și toți curtenii de la palatul pe care îl părăsise când plecase împreună cu muzicantul. Bătrânul rege îi dădu binecuvântarea, iar sărbătoarea începu cu dansuri și voie bună.